Continuăm acum cu știrile. Accident mortal produs într-o localitate din Mehedinți. Din primele informații, se pare că șoferul, un bărbat de 53 de ani, a lovit gardul unei gospodării în momentul în care cobora o pantă, apoi a ricoșat într-un stâlp de electricitate pe care l-a doborât, iar în cele din urmă s-a răsturnat de mai multe ori. Bărbatul ajunsese pe bancheta din spate, blocat în urma impactului. La locul accidentului au ajuns imediat echipajele de descarcerare și ambulanța, însă bărbatul, din păcate, nu a putut fi salvat. Stâlpul de electricitate rupt în momentul impactului a lăsat fără lumină mai bine de jumătate din localitate. Să-i bubuitură, rămăsă-i fără curent, să rup să stâlpul, rămăsă-i fără curent. Și când m-a uitat din curte, văzui mașina cu roatele în sus și veni în fugă cu soțul. Apoi sunai băiatul să ia legătura cu pompierii, cu cine-i... S-a auzit tare bubuitura. Da, foarte tare, mă speriai. Și când ați ieșit, ce ați văzut? Mașina răsturnată, omul nemișcat, strigarăm la el. A fost solicitat ajutorul ca echipă de sprijin până la sosirea echipajelor specializate. A intervenit colegul din baza Salvamont Cireșu. Nu au putut să facă foarte multe pentru că victima era încarcerată. Au fost anunțate inițial două persoane încarcerate. Sosiți la locul accidentului împreună cu un echipaj de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SAJ. Am constatat că în autoturismul răsturnat se afla o singură victimă încarcerată. Mașina vedeți că este destul de avariată. Pericol mare și pentru cei de la intervenție și pentru cei adunați la locul accidentului, după cum se vede, acel stâlp de curent stradal pe care l-a rupt în urma producerii accidentului, cu firele la pământ, cu risc în permanență de electrocutare. Persoana găsită la locul accidentului este decedată cu leziuni incompatibile cu viața. S-au început manevrele de resuscitare de către un echipaj SAJ. Ne-au chemat pe noi pentru că nu răspundea la nicio manevră de resuscitare. Practic, nu s-a mai putut face absolut nimic.